Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la ODA, stimați reprezentanții ai mass media și toți care ne privesc acum online, stimați antreprenori. În legătură cu cererea de demisie depusă la începutul lunii noiembrie, voi prezenta astăzi un mic raport de activitate și rezultatele atinse de ODA în ultimii 2 ani. Am condus ODA într-o perioadă în care Republica Moldova a făcut pași fermi spre integrarea europeană, dar și o perioadă marcată de nenumărate crize și provocări. Contextul în care au activat antreprenorii autohtoni nu a fost unul ușor, fiind determinat de efectele crizei COVID, creșterea prețurilor la resursele energetice, inflație și înăsprirea condițiilor de acces la finanțare. Mai mult ca atât, situația a devenit una extrem de dificilă, urmare declanșării invaziei Rusiei în Ucraina. În acest context, extinderea și dezvoltarea de noi afaceri a devenit o provocare majoră, multe din planurile investiționale fiind amânate. Aceste fenomene au accentuat necesitatea revizuirii programelor de susținere a mediului de afaceri, ori guvernul a acționat ferm în vederea facilitării interacțiunii cu antreprenorii, creșterea accesului la finanțare și recâștigarea încrederii de a face afaceri în țara noastră. Intervenția a fost posibilă doar urmare unei reforme profunde a instituției publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care a accelerat procesele, a extins grupul de beneficiari eligibili, dar și capacitatea instituției de a canaliza un volum de resurse financiare mult mai mare către antreprenori. Urmare reformei, ODA se identifică ca o entitate financiară care are ca scop de bază facilitarea finanțării proiectelor investiționale private. Subsecvent, organizația tinde să dispună de un sistem adecvat și eficient de identificare a riscurilor specifice activității pe care o desfășoară. Pentru că în final vorbim de bani publici, bani fie de la bugetul de stat, fie de la partenerii externi. Și pe această cale vreau să mulțumesc Guvernului, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și mediului politic pentru susținerea promovării acestei reforme și Uniunii Europene pentru suportul acordat în dezvoltarea și implementarea acesteia. În detalii, reforma ODA poate fi vizualizată pe site-ul organizației în cadrul raportului de activitate pe anul 2022. Reforma instituțională a mers în paralel cu revizuirea programelor existente și lansarea de programe noi. Astfel, la moment, ODA pune la dispoziția antreprenorilor o paletă vastă de programe care urmăresc susținerea afacerilor pe întreaga perioadă de activitate, de la lansare, creștere, digitalizare, ecologizare și până la internaționalizarea acestora. De asemenea, menționez programele de susținere a accesului la capital împrumutat, Fondul de garantare a creditelor și pregătirea produsului garanții de portofoliu, Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică FACEM, Programul Guvernamental 373, care înregistrează rezultate vizibile. La nivel de cifre, resursele financiare administrate de ODA în anul ce se încheie au crescut de aproape 4 ori față de anul 2021, până la 1,1 miliarde lei. Resurse gestionate în cadrul programelor de grant, Fondul de garantare a creditelor, Fondul FACEM și programul 373. Mai mult ca atât, programele implementate de ODA se bucură de sprijinul financiar direct a mai multor parteneri externi, în special Uniunea Europeană, Banca Mondială, Guvernul Germaniei, Guvernul Statelor Unite și alții. La moment, ODA implementează acorduri de finanțare cu Uniunea Europeană, acord de grant în valoare de 8 milioane de euro, acord de împrumut cu Banca Mondială de circa 20 de milioane de euro, acord cu fondul Western NIS Enterprise Fund de 500.000 de euro pentru susținerea programului de inovații, acord cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în vederea fortificării capacităților instituționale ale organizației și recent ratificat acordul de împrumut cu Banca Poloneză de Dezvoltare, BGK, care prevede un împrumut de 5 milioane de euro cu compensarea ratei dobânzii de către Comisia Europeană. De asemenea, ODA este pe ultima sută de metri în vederea semnării unui acord de grant cu Banca Germană de Dezvoltare, KfW, de 10 milioane euro grant pentru capitalizarea afacerii. Stimați parteneri externi, în numele antreprenorilor din Moldova, vă mulțumesc că susțineți dezvoltarea economică a țării noastre și sunteți alături de politicile pe care le implementează guvernul. Evident, toate elementele menționate au dus și la creșterea numărului de beneficiari ODA. Practic am ajuns în momentul în care fiecare al treilea antreprenor din țară, sau circa 3.000 de antreprenori din totalul potențial eligibil, au beneficiat doar în ultimul an de sprijinul ODA,
fie sub formă de grant, garanții la credite, compensarea ratelor de dobândă, subvenționarea participării la târguri și expoziții sau credite în cadrul programului 373. Rezultatele pot continua și pot fi vizualizate în rapoartele trimestriale prezentate pe site-ul ODA, fapt ce demonstrează o transparență mai mare în modul în care sunt orientați banii publici, inclusiv la nivel de programe, sectoare economice, raioane sau tipuri de antreprenori. La moment consider că ODA este un mecanism important de susținere a politicilor economice anticiclice, iar rezultatele confirmă acest fapt. Totodată, acele obiective pe care mi le-am asumat când am preluat conducerea ODA, le consider îndeplinite. ODA este o instituție mai puternică, în serviciul economiei reale, cu un mecanism modern de luare a deciziilor, sau mai pe scurt, o punte dintre stat și antreprenori. Acest lucru este recunoscut prin încrederea manifestată de guvern, care mandatează ODA cu implementarea unor programe complexe, dar și de aprecierilor partenerilor externi care acordă în administrare directă resurse financiare către organizație. În acest context, consider că e timpul să transmit ștafeta unui alt conducător, care să gestioneze mai departe acest capital solid de resurse financiare, o echipă valoroasă care a depus un efort colosal în susținerea antreprenorilor în ultimii 2 ani. În anul ce urmează, anul 2024, ODA are asigurat un buget care îi va permite în continuare o dezvoltare instituțională, dar și acces pentru antreprenori la resurse financiare de circa 1,4 miliarde de lei, care ar putea facilita investiții private de cel puțin 5 miliarde de lei. De asemenea, ODA are deja un plan de acțiuni pentru anul viitor, bine definit, pe care sper că va fi urmat de succesorul meu. Am luat decizia de a-mi încheia mandatul la ODA, din proprie inițiativă, condus de intenția de a-mi aplica în continuare cunoștințele și aptitudinile în sectorul privat. Sunt recunoscător mediului public pentru vasta experiență acumulată, chiar dacă într-o perioadă relativ scurtă de timp, dar care, credeți-mă că poate fi cuantificată dublu. Mi-am început activitatea la ODA în ultimele zile ale anului 2021, în condițiile unui mix de crize în creștere și plec în ultimele zile ale anului 2023, când perspectivele și condițiile economice sunt mult mai bune, iar suportul oferit de stat prin intermediul ODA este unul vizibil și cu impact. Pe această cale, aș vrea să adresez profundă recunoștință și mulțumire conducerii de vârf a țării pentru susținerea viziunii ODA, interesul și încurajările transmise instituției. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Parlamentului, Guvernului și Ministerului Economiei, care au avut încredere în capacitățile ODA de a implementa programe ample și au susținut atât reforma instituțională, cât și programele dezvoltate de ODA. Pe plan extern, țin să mulțumesc în primul rând Uniunii Europene, prin intermediul delegației de la Chișinău și Guvernului Germaniei, prin intermediul Ambasadei și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ, cu care am colaborat excelent. Le mulțumesc pentru încrederea în conducerea ODA și suportul acordat în procesul reformei, dar și în fortificarea instituțională. De asemenea, mulțumesc Băncii Mondiale, Guvernului Statelor Unite, Guvernului Elveției, dar și alți parteneri care, prin intermediul diferitor entități, au susținut direct antreprenorii din Republica Moldova. În ultimul rând, mulțumesc organelor de conducere a ODA, fondatorul, Consiliu și Comitetul de Finanțare și Risc și echipei care au avut încredere și au fost alături de mine în acești 2 ani. Alte țări au avut suficienți ani pentru a-și pregăti economia pentru competiția europeană. Republica Moldova are o perioadă scurtă de timp pentru a face acest lucru, iar ODA poate face diferența. Diferența constă în antreprenori puternici, care au capacitatea de a crea locuri de muncă bine plătite, care pot genera taxe și impozite la bugetul de stat care să susțină cheltuielile publice și care pot asigura, în general, creșterea economică. Consider că munca mea în ultimii 2 ani a contribuit la fortificarea ODA, la fortificarea mediului antreprenorial, precum și la recuperarea încrederii în a face business în țara noastră. Mi-am îndeplinit misiunea pe care mi-am propus-o, și anume de a demara o reformă, de a o duce până în punctul de irreversibilitate și acum plec în păcat, deoarece cred că ai mei colegi o pot continua cu succes. Sunt tânăr, în fața mea stau provocări profesionale, iar activitatea viitoare
la fel cred că va contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Vă mulțumesc și în continuare aș vrea să dau cuvântul doamnei secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Veronica Arpintin. Stimați colegi, spectatori, echipa ODA, bună ziua! Dumitru Pântea, directorul organizației, pleacă din funcție începând cu 1 ianuarie 2024, conform cererii de demisie depuse din propria inițiativă. Dumitru Pântea a adus o contribuție semnificativă la implementarea și consolidarea inițiativelor menite să sprijine antreprenoriatul și inovația în Republica Moldova și să faciliteze procesul de integrare europeană. În perioada conducerii organizației, cum a vorbit și domnul Pântea, ODA a trecut printr-o serie de schimbări structurale complexe și a trecut foarte bine. Reforma ODA a adus schimbări majore în instrumentele de suport pentru antreprenori, în modul de alocare a resurselor financiare și în mecanismul de luare deciziilor. Aceste schimbări au atras atenția și susținerea mai multor parteneri externi, cărora le mulțumim pentru implicare. În cei 2 ani de activitate, ODA a revizuit toate programele de suport antreprenorial, a lansat programe noi și a extins grupul de beneficiari eligibili. Au fost lansate programe de grant care urmăresc susținerea afacerilor pe întreaga lor perioadă de activitate, de la lansare până la internaționalizare. Mecanismul de implementare a programelor de grant a fost îmbunătățit pentru a preveni riscurile de neperformanță a proiectelor investiționale susținute de către stat. Pe dimensiunea accesului la finanțare, ODA a consolidat cadrul de activitate a Fondului de Garantare a creditelor și a lansat Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei, FACEM, și în ultimul an, circa 200 de antreprenori au beneficiat de credit în cadrul programului guvernamental 373, în suma totală de circa 500 de milioane de lei. În ultimii 2 ani, ODA a implementat în termenii optimi și condiții complicate programe precum compensarea cheltuielilor deținătorilor de patentă care trec la activitatea independentă, a cheltuielilor suportate de unitățile care pregătesc specialiști în cadrul procesului de învățământ dual și a ratelor de dobândă la credite investiționale. Resursele financiare administrate de ODA au crescut de mai bine de 3 ori în acești 2 ani, până la 1 miliard de lei. Programele implementate de ODA au sprijin financiar direct din partea mai multor parteneri externi, cum a menționat și domnul Pântea, în mod special Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei, Guvernul SUA și Banca Mondială, Suedia și alți donatori. Aș vrea să mulțumesc în mod special echipei ODA, conducătorul acestei organizații pentru implementarea și lansarea inițiativelor care se aliniază cu prioritățile Guvernului și a Ministerului Digitalizării și Dezvoltării Economice în domenii precum digitalizarea prin programele speciale, în domenii de ecologizare și în domeniul de susținere a antreprenoriatului feminin. În continuare, funcția de director al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului va fi asigurată interimar de către Gheorghe Iudin, până la finalizarea procedurii de concurs pentru ocuparea acestei poziții cheie. În numele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, exprimăm sincere mulțumiri domnului Pântea pentru angajamentul, pentru eforturile depuse în calitate de director al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și pentru spiritul modern și inovațional care a fost adus în această organizație. În conformitate cu prevederile legale, în curând va demara procedura de concurs pentru selectarea noului director sau directoarea a instituției publice Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Acest proces va asigura transparența și egalitatea șanselor pentru toți cei interesați și să contribuie la continuarea efortului de dezvoltare a antreprenoriatului în țara noastră. Vă mulțumim. Aș vrea să ofer cuvântul domnului Iudin, care, începând cu prima zi de lucru anului viitor, 2 ianuarie 2024, va prelua funcție de director interimar. Da, mulțumesc. Stimată doamnă secretar de stat Arpinte, stimate domnule Pântea, dragi colegi, stimați antreprenori și parteneri, dincolo de regretele provocate de demisie și plecarea domnului Pântea, doresc să punctez doar câteva idei. În primul rând, din numele echipei ODA, îi mulțumesc domnului Dumitru Pântea,
pentru toată expertiza, angajamentul și efortul său în funcția pe care a deținut-o până astăzi. Domnul Pânte a fost driverul principal al reformei și motivatorul echipei, iar rezultatele remarcabile pe care le prezintă ODA la acest moment se datorează în mare parte lui. Evident, cu implicarea echipei, cu suportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul partenerilor ODA, menționați domnul Pânte anterior. Noi, din partea echipei, vă dorim mult succes în activitățile ulterioare. În al doilea rând, iarăși din numele echipei ODA, ne exprimăm intenția fermă de a continua procesele de fortificare a capacităților ODA de acordarea suportului pentru mediul antreprenorial. Antreprenorii, întreprinderi mici și mijlocii care sunt beneficiarii noștri și pentru care noi ne dedicăm munca, vor primi și vor simți în continuare suportul Guvernului, suportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și suportul partenerilor dezvoltare, pe care ODA va continua să îl transmită mie de afaceri prin instrumentele pe care le gestionează. În al treilea rând, din partea mea, personal, mulțumesc Ministerului pentru încrederea acordată și îmi exprim angajamentul să asigur un interimat profesionist și transparent, în conformitate cu așteptările antreprenorilor, adică să examinăm dosarele și să le acordăm suport conform celor mai bune practici pentru care este cunoscută ODA la acest moment. Sper că un nou concurs de angajare a directorului ODA va fi organizat cât mai curând posibil, vor fi suficienți candidați destoinici, iar noul director să continue și dezvolte activitatea ODA în suportul mediului de afaceri din Republica Moldova. Eu sunt încrezător în viitorul Republicii Moldova, în mediul antreprenorial și doresc la tot succes și un an nou fericit. Mulțumesc!